Salut și bine v-am găsit la un episod de House Flipper. Vă sunt dator cu explicații pentru ultimele două clipuri care s-au încheiat aparent brusc, bine, mai ales pentru ultimul clip care a avut 10 minute pe deasupra, adică nu doar că s-a încheiat brusc, a avut și 10 minute. Aveam shortcut-ul de încheiere a înregistrării pus pe mouse și din greșeală nu știu ce s-a întâmplat în ziua aia, că am filmat ambele episoade în bună aceea zi, unul mai spre dimineață, unul mai spre seară. Bă, am apăsat și am închis episodul de două ori, adică acum mi-am modificat, deci practic nu o să mai existe problema asta de acum încolo, așa că doar vreau ca să vă explic ce s-a întâmplat. Am avut un buton pe mouse pe care dacă apăsam se încheia filmarea, de asta s-a încheiat brusc și am zis bă, decât să nu pun bucățica de 10 minute să vedeți cum s-a încheiat cu casa studenților, cu căsuța aia jegoasă a studenților, am zis bă, îl pun și explic eu în următor episod, așa că... Suntem înapoi aici la cocioaba mea, bine, cocioaba, e o căsuță, dar e așa mai murdărică. Și am o săroacă puțin murdară, oare nu puteți să o curăț pe aici? Ba da, mă, uite-mă. Pot să o curăț pe exterior dacă nu m-am ocupat niciodată, ia să vedem, mai pot să curăț, uite-mă, pot să curăț și aici. Bă, nu m-am ocupat niciodată și de casa mea. Nu m-am ocupat de cășile altora, uite și pe aici, pot să pe la ștrașină, la strașină sau cum se numește. Cred că am pronunțat corect, bă, hai că arată și mai ok acum. Periții ăștia ar trebui să-i vopsez la un moment dat casa. Cred că e prea devreme să fac treaba. Aici nu pot să vin? Ba da. Pe aici am început la strășină. Uitam să aud foarte multe păsările pe aici. Mă cam stresează puțin, dar încerc să mă obișnuiesc cu ele. Bă, hai să facem o farsă. Dacă există vreun hoț în casă, o să-l sperii teribil cu soneria mea. Ia fi atent. Hai mă, că n-avea ce hoț să fie, că s-a speriat de bunea până acum. Bun, în baie în continuare nu avem aptitudinea de a pune grese sau faianță, nu avem nici aptitudinea de a repara lucruri. Momentan va trebui să stau încă cu partea asta așa mai urățică în casă. De asta am și închis ușa, ca să nu mai vedeți camera asta rus pe care mi-ați reclamat-o destul de mult. Adică nu, ați avut reclamații în ceea ce o privește. Lenjeria asta e încă jegoasă. Bun, hai să vedem ce putem noi să facem, ce joburi mai avem. Cu 4 joburi. Necesare extra bathroom. Aici trebuie să sparg peretele de asta. Nu prea vreau. Save me from these horrible colors, honey. Michael Brand. Hai mă să vedem ce vrea. Uite mă, ne și pupă Michael Brand ăsta. Băi, ești gay sau ce? Hello, my dear. I'm so happy that you offered to help me with house flipping. Ok, I hope your offer is still valid. Adică eu făcusem ofertă înainte și la cum are nevoie și fericit că am făcut ofertă și dragul de mine el mă roagă practic să mă duc să-l ajut dacă oferta mai e valabilă. You don't say no to such a wonderful person like me. Că nu vei spune nu unei persoane atât de drăguțe ca mine și minunate. No, deci asta să de la mine. Ori e gay, nu-mi dau seama, ori am eu profil de fată. Cine știe. Acum o lună, în urmă cu o lună m-am mutat în casa verișorului meu. Verișoarei mele, she is, I'm sorry to say, an artist. Ea este un artist, îmi pare rău să spun, dar este un artist. Her artistic soul comment her life in a house that look a Christmas tree. Și din cauza că ea este artist și a făcut casa destul de ciudat, practic, casa ei arată ca un pom de Crăciun. Cred că e foarte colorată. Și îl dor ochii când se uită la perez, bla bla bla. You need to repaint, trebuie să-i, practic pe românce trebuie să-i revopsim pereții, pentru că îl dor ochii. Pentru că casa arată ca un pom de Crăciun, așa că hai să vedem cât de urât arată, că sunt tare curios. Curios cum arată și de ce naibii se plânge omul ăsta. Asta e casa, bă, pare casa de artist. Doar la intrare, alea arată bine, rău de tot, îmi place. Vedem câți bănuți o să ne dea pentru treabă. Mamă, aici e roșu. Aici e galben cu alb. Mamă, avea dreptate. Aici e ok, arată ok, deci baia arată cel mai bine, să se închidă ușa la intrare. Aici mi-e frică să intru, mamă, verde și dormitor verde. Aici e un beci, prima casă cu beci. Avem ceva rafturi, n-avem nimic de făcut aici, nu? Nu. Da, prima casă cu beci. Ești nebun. Asta chiar pare a fi gen o ușă secretă. Aici ce avem? Bucătăria, cred, nu? Bucătăria, asta e de fapt living cu open kitchen. E practic living cu televizor și bucătăria aici într-o parte. Dar ușa asta secretă oare unde duce? Asta e o ușă secretă din punctul meu de vedere și sunt curios unde mama naibii duce. Bun, hai să vedem cu ce începem. Deci aici în beș n-avem nicio treabă, nu? Nu.
Dăm o șapte. Okay. Aici, Bright Peach, culoarea piersici. Bă, hai să începem, că dacă stăm așa și nu facem nimic, închidem ușa. Păi de bun aș fi să deschidem geamul ca să se și usuc în același timp, să nu murim aici asfixiați de vopsea și hai să vedem ce culoare asta peach. Asta e. Bă, cred că două cutii cred că îmi sunt suficiente din punctul meu de vedere. Ia să vedem. Punem frumos trafaletul. Hai să-i dăm bătaie. Culoarea piersice. Păi o culoare destul de mișto, dar mie parcă îmi plăcea mai mult verdele ăsta, să fiu sincer. Eu sunt de acord cu verișoara lui care a făcut verdele ăsta. Nu știu, mi se pare că arată genial. Hai să vopsim noi aici, să vedem cum stă treaba. Ok. Dar stai că parcă mai aveam niște pixuri pe care pot să le pun. Ia să vedem. Fast Henge, să curățăm mai repede. Long Range, să curățăm mai la depărtare. Seam dirt on minim. Nu, hai să curățăm mai repede când avem de curățat, 50%. Lava Obsid, Basic Painting, Instant Painting. A, uite să-mi... Să pot să vopsesc mai mult, adică să vopsesc 3 pereți în același timp. Nu, să folosesc mai puțină vopsea, practic, să fac economie. La reparat, să reparăm mai... Să montăm mai repede, cred că e un upgrade foarte bun. La demolări. 5% mai multă rezistență a mușchilor, mai multă știi, adică mă face mai puternic cu 5%. Nu, hai să upgradăm ciocanul, cred că cel mai bine. L-upgradăm chiar de dor și avem un professional hammer, adică un ciocan profesional. La negocieri, 10 extra payment for the jobs, îmi dea bani mai mulți pentru joburile pe care le fac în plus. 2% of the jobs requirement, să-mi ceară mai puține lucruri, adică dacă el îmi spune să fac aici toți perții, eu pot să fac mai puțin și pot să plec din casă, practic îmi iau bani și nici dacă îmi scapă vreun colț sau ceva, sau opțiuni de negociere de preț. Uite mă asta, să putem negocia prețul chiar cu 5%. Gata, mai când am făcut și upgrade-uri, hai să ne continuăm noi cu vopsitul. Avem de vopsit. Mie sincer să fiu, îmi plăcea mai mult când reparam, dar dacă ultimele joburi mă împing spre a vopsi, ai, vopsim. Bani să iasă până la urmă. Ok, facem și aici sus. Așa, hai că mai trebuie să mai înmuiem puțin în... Ăla da cu vopsea. Frumos și aici. Aici. Și facem totul cu culoarea piersicii. Bă, mie îmi place cum arată culoarea asta piersicii. Dar îmi plăcea și verdele ăla, de ce să vă mint. Cred că două găleți, cred că... Însă cred că o să-mi fie suficiente. Ce se întâmplă? Dă-mă asta înapoi, ok. Aici am pus, aici am pus, aici am pus. Mai avem aici, în spatele caloriferului. Arată bine. Mai trebuie, că nu e nuanța, nu e nuanța care trebuie aici. Uite, hop, hop. Altă viață, arată bine acum. Acum avem în camera asta un 45% pe lejer anul. Imediat sărim de 50%, ia să vedem. Sper eu să sărim de 50%. Din păcate nu. Mai băgăm trafaletul, mai dăm. Bă. E ciudat că până acum nu m-ați corectat, nu m-ați certat. Bă, nu e trafalet, îi zice altcumva. Că eu am aflat între timp că îi spune altcumva, dar în continuare îmi place să-i spun trafalet. La asta cu picior. Frumos. Bă, că arată bine, mă. Bine că am deschis geamul, că se usucă mai repede acum. Avem aici puțin. Aici puțin. Și aparent, cred că pot să vă dau și un update legat de situația mea cu internetul. Așa cum bine știți, eu urmează să mă mut. Am avut o problemă cu internetul. Practic, când intram la ei în baza de date, nu știu cum să vă povestesc. Pe strada pe care eu o să mă mut, sunt case. Primele două case de pe stradă sunt două case mai mari care au fost împărțite acum 4 ani. Acum 5 ani, în două apartamente. Apartamentul 1, apartamentul 2. La ei, în baza de date, fix la ăștia, la care eu vreau ca să mă... La care eu am interes, cu care vreau să colaborez în continuare și să mut serviciile de pe o adresă pe alta. Adresa cea nouă figurează ca fiind numărul 47. Nici de cum apartamentul 1, numărul 47. Și ei, din cauza asta, nu pot să-mi mute serviciile. Am sunat agenția, am sunat proprietarul. Agenția care mi-a închiriat, proprietarul al cărei apartament este... Au dat ei documentele necesare, s-a intervenit cu cineva care lucrează la firma asta de internet, cu pile, cu nebunii. Acum, la două săptămâni de când mă lupt, adresa mea apare pe site-ul lor ca fiind apartamentul numărul 47, deci este totul în regulă. Problema e alta.
i-am contactat și ce-mi spun. Da, apare PS ca fiind actualizată recent, dar nu știm cu siguranță dacă dacă putem să acoperim serviciile, să acoperim cu serviciile noastre de internet și casa dumneavoastră, practic, unde aveți apartamentul. Deci poftim, dar de ce mai apare pe site? Păi apare pentru că și pentru că. Deci, ok, Alexandru, calmează-te, e ok, probabil o să se rezolve. Deci mi-e trebuie Faded Lemon, să așa să Faded Lemon. Așa, cumpărăm, cred că tot așa vreo două îmi trebuie să... Bun. Revenim la poveste. Mi-a făcut ea o cerere în care mi-a spus că trebuie să trimită pe cineva să verifice dacă există cablu până la casa mea. Deși în fața mea, ăla care are acea situație cu apartamente, au toți internet de la aceeași unul de internet. Două case mai în dreapta mea au și ei internet, că am verificat și am vorbit deja cu ei și ne-am cerut o părere. Ei urmează să trimită pe cineva să verifice dacă există posibilitate de branșare fix la apartamentul meu. Bă, ceea ce e o prostie, adică dacă mă întrebați pe mine, cred că și pentru voi pare o prostie, chiar dacă nu v-am povestit exact cum trebuie, poate n-ați înțeles în totalitate, dar atât cât ați înțeles, vă dați seama că e o prostie. Acum, eu iar am sunat la agenție, i-am spus, doamnă, nu s-a rezolvat, apare ca fiind ok pe site, dar ei în continuare spun că nu știu dacă pot să pună serviciile. M-a sunat după aceea cineva de la ei și mi-au spus, Alexandru, nu mai suna la agenție, nu-i mai teroriza, pentru că eu asta fac, îi terorizez de o săptămână, pentru că dacă ei nu o să reușească să-mi pună internet acolo, va trebui să-mi rezilieze contractul. Dar asta înseamnă că eu va trebui să plătesc diferența de luni rămase. 18 luni, aproape 50 de lire, trebuie să le dau aproape 1000 de lire ca să-mi închidă contractul și nu e din vina mea, știi, nu e ca și cum eu n-aș vrea să fiu cu ei. Eu zic că e posibil, din moment ce apare la IPSA și vecinii mei au, e logic că eu voi putea să am internet. Doar că e o chestiune de timp și pe mine mă stresează că eu în aproximativ 4-5 zile de când voi vedeți clipul ăsta trebuie să mă mut. Aia înseamnă că dacă în 4-5 zile nu o să mai vedeți niciun clip pe canal, gaming cu vlog sau niciun live, înseamnă că nu am internet. Sper să rezolv până de Crăciun, așa că vreo două săptămâni canalul meu va sta în pustietate. Probabil m-am gândit să-mi filmez 2-3 clipuri pe care să le-am deja filmate și să le pun, nu știu, 1 la 2 zile. Dar chiar și așa, planul meu era altul, să facem live-uri, adică eu aveam vreo 2 săptămâni în care stăteam acasă până să mă angajez la noul job și puteam să facem niște live-uri din ăștia, din alea nebune de 8 ore, de 9 ore, să râdem, să glumim, să... o grămadă de chestii, cu giveaway-uri, cu tot ce trebuie. E, nu se poate. Se poate dacă nu o să avem internet și asta e destul de nașpa. Aici nu avem nimica de făcut. Aici mă duc să închid în tigeamurile, cred că s-a irisit destul. Și așa și cu internetul. Urât că se întâmplă, dar adică din... nu mă așteptam să mi se întâmple chestiile astea și în Anglia, adică ăștia erau demne de România, știi? Sunt tot niște chestii foarte amuzante care mi se întâmplă, adică are la din stânga, ăla din dreapta, s-a reușit, s-a demonstrat că e adresa cu tare, tu, cineva a confirmat că da, e ok, băgăm. Nu se poate pentru că trebuie să se ducă cineva acolo și să vadă dacă există infrastructură. Băi, există în pana mea care și la din fața mea și la de lângă mine. De ce vorbim că nu sunt retardat? Aparent, pentru ei sunt retardat. Trebuie să verificei ochișorii lor și cu aparatura lor și cu ce vorbim să verifice. Lua iar naibii să ia. Bun, hai să continuăm de vopsit aici. Israel cu Sleepy Blue albastru ăsta, deși ce mi-e verde la ce mi-e albastru ăsta, tot cam pe acolo îmi bate mie. Ochiul meu de artist îmi spune că e tot cam același lucru. Ok. Colțul ăsta cred că ne ajunge, nu? Ne-a ajuns. Ok, mai înmuiem puțin. Bă, am terminat până acum o cameră și hall-ul îl mai avem pe ăsta, după care cred că mai avem bucătăria aia cu living-ul, cu open kitchen. Am făcut. Hai să continuăm pe partea asta, s-a terminat, ok. Sper să termin repede de făcut, că nu prea îmi place să vopsez, mie îmi place să repar, să amenajez, mie îmi place. Nu să vopsez de nebun, păi ce asta e, e cum îi spune, zugraf simulator, ce asta, vopsitor simulator. E, e house flipper, adică am de făcut mai multe, pregătesc casele, alea, nu stau să vopsez, că unul dintre episoadele nu mai sunt bine, exagerez, în afară de asta cu studenți, în restul episodelor mai mult am vopsit decât să fac și altceva mai interesant. Și tocul ăsta, dăm și tocul, nu e problemă, avem vopsea, o să l-am dat, hai și aici sus, new skill point, ok, ne mai dă, ia să încep, cât putem să mai facem, la vopsit, se vopsească mai repede,
Vreau să folosesc mai repede, că deja îmi pierd răbdarea și nebine. Oh, cât de repede acum. Oh, ce frumos. Așa, da. Aici. Dăm și aici. Ok, uite cât de bine merge acum și cred că mi-ajungea și aici o găleată, am exagerat. Asta e, mai am câteva pierderi, nu e ca și cum ar fi prima oară când pierd în jocul ăsta ceva. Uite, nici n-am consumat, nici măcar o găleată n-am consumat și totuși sunt aproape de final. Da frumos, da frumos. Dăm și pe aici pe la toc, asta nu o dăm. O dăm, ok, aici o dăm. Ok, perfect. Mai vrem să dăm în spatele caloriferului. Dar cred că îl dăm dintr-o singură... Bun, mai avem deasupra ușii și cam asta ar fi. Uite și tu, pot să fac de la distanța asta pentru că mi-am cumpărat skill-uri pentru range. Cam asta, nu? Asta? Nu. Mai am, știi că ceva lipsește, că mai am. Da, mai am în spatele patului, ok. Dăm noi aici. Ar trebui să mut patul, dar sunt prea lini să fac asta. Așa că o să-i dau fix cum e aia. O să bag pe acolo, mai picură pe jos, una. Sperăm de că iasă bine. Ceva nu am dat cum trebuie. Ce am dat? Când dădem. La colțuri. A, uite aici n-am dat. Nu, nu mai am vopsea. E, nu mi-a ajungea chiar o găleată, uite o... O găleată și un încă puțin. Gata, e 100%. Vine mi-ar ajunge vopseaua. Sper să nu ne trebuiască și la bucătărie. Ieșim în pierdere. Hai noi să vedem la bucătărie. Nu, aici ieșim afară. Închide. S-a irisit. Închidem și geamul că s-a irisit și nicio problemă. Pe urmă poate uităm geamul deschis și avem alte reclamații. A, nu, aici e beciul, nu ne trebuie. Aici am făcut e dormitor. Bă, deși te dea bine cu verdele ăla, dar hai să zic. Ce tot ies mă afară. Asta e baia. De camera. De aici ies. E? Și de aici pot să ies afară, nu? Ăștia au sunerit. Uite, vezi, ăștia nu au sunerit. Deci, practic, camera asta are ieșire separat afară. Wow, cât de tare. Asta cred că e bucătăria. Asta e baia. Așa, și bucătăria care? Deci, una, două. Aici, lol. Lol, cum nu văzusem. Bright Peach. Bright Peach. Este tot cu pici, dar e altfel de pici. Altfel de piersică. Bright Peach. Pare asta. A, e fix ca aia de pe hol, cred. A, da, e fix ca aia de pe hol pe care eu am vândut-o ca prost. Bă, aici de data asta chiar mi-ajung două. Hai să facem și aici treabă. Mamă. Treți avem. Vedem ușa. Ar fi de să lăsăm așa deschisă pe exterior. Facă curent să se usuce. Deschidem și geamul ăsta. Să ce mai repede. Să se tragă vopseaua, cum s-ar spune. Hai să vedem. Nu e multe, eu... Va da tot ca de pe hole. E tot ca să... E, pe aceeași culoare, mă, ce? Pe aceeași culoare. Făcut și așa la camera, ca să mai aerisește și acolo puțin. Hai că merge repede, că dacă ne-am dat upgrade la skill-uri, avem skill să vopsim mai repede, consumăm vopsa mai puțin, e super. Ia să vedem. Facem tot peretele astea dintr-o bucată. Facem, dar facem și dunga asta. Facem și pe asta și tocul. Merge repede. Căpăm repede. Luăm bănuții până acum cât avem? 3600 pe... Dar pentru faptul că am vopsit, bă, ăștia prețuri de Anglia, ești nebun. Mai în Anglia să plătești așa pentru câțiva pereți. Prețuri din astea uriașe. Sute de lire, mii pentru... Doar pentru a vopsi niște pereți. Mult și aici. Haide-mă. Eh, aproape că am terminat. Mă cam incomodează pe mine mobila asta, dar și decât să o mut și până să nu mai știu să o pun la loc și să se supere, mai bine fac așa, fără să o mișc din loc. Aici pe la toc frumos. Vrea și toc, cred că vrea și toc acum. Nu vrea și tocul, eu l-am făcut din partea casei. Aici, facem și tocul și în partea asta. Obligat, forțat, trebuie să-i pleacă și tocul. Băgăm niște vopsea. În spatele care referă cel mai nasol de vopsea, ar fi trebuit să-l dau eu jos, dar mă complic. Trebuie să mă complic, îmi pot să-mi fac viața mai ușoară.
Vă recomand și vouă, decât să vă complicați, că nu e caz, mai bine alegeți varianta aia mai convenabilă pentru voi. Bine, într-adevăr, mereu variantele ușoare nu vă aduc foarte mult profit, dar în cazul ăsta mie mi-aduce profit. Îmi fac treaba, am plecat și nu mă complic. Dacă îmi cerea să fac asta, o facem, dacă nu, nu. Și pereții ăștia, ok. În spatele tapetului o să fie cel mai ușor, cel mai greu de vopsit. Tablou ăsta, dacă nu-l dau jos, oare? Nașpa. Trebuie să-l dau jos, că n-am cum să vopsesc așa. Uite, o să-l pun pe masă aici, nu pot. Pun puțin pe hol. Îl pun... Monici aici, nu pot să-l pun. O să-l pun în camera aici, dar n-am. Trebuie să-l pun nici aici. O să-l pun undeva până termină de făcut aici treabă. Îl pun aici. Aici. Apoi dacă n-am unde să-l pun, îl pun fix la locul ei și vopsesc pe lângă el. N-am, nici măcar nu mi-a lăsat loc unde să-l pun și eu. Las că dau așa că n-are nimic. Rap, tap, 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 tap. Perfect. Încă puțin. Frumos sau ce? Acum mai avem... Hai mă că prinde culoare, dar nu-mi place să vopsez, nu știu, vouă vă place să vopsiți, ați vopsit vreodată? A spus una pe o pensulă, dar în realitate, nu în joc. Gândiți-vă că mie în joc nu-mi place, dar în realitate. În realitate mai îmi place să vopsez, dar la spray așa, nu la rafaleți, la pensule, la nebunii. La spray, tăticul. Bă, ăla fac treabă. Mai o bară la BMW, mai o aia, mai o aia, mai... Arată bine, nu? 94% aia înseamnă că ceva mi-a scăpat. 94% înseamnă că undeva nu e nuanța potrivită. Spatele caloriferului pe aici. Nu, era. Nemo. Ceva îmi scapă o nuanță și din cauza că nu fac nuanța aia o să-mi ia, nu o să-mi dea bonuții toți. Da. Tocurile le-am făcut. Tocurile le-am făcut. Nu-mi dau seama ce anume nu fac bine. Aici am dat, aici am dat. Mai deja. Colțul ăsta am dat. Aici, amână, am dat. Mă, nu vedeam. Și cam atâta, nu? Ia să vedem. 100% și mi-a dat 4628 doar ca să-i vopsez niște pereți. Bă, ce fraieră. Ce fraieră. Hai să vedem. Bă, mă bate când să-mi vopsez și o casa pe din afară, dar nu știu ce culoare să o fac. Să o fac roșie. Fac albă. Bă, aș face o albă, că arată bine albă, ia să vedem. Cred că albă aș face eu. Nu știu cum o să arate albă, dar cred că albă aș face eu. Am luat bănuții, tot abilități, de pus grese, ceva? Na. Încă nu. Hai să vedem dacă pot să fac albă. Sunt curios, dar cum ar arăta albă. Okay. White paint. Floor. Walls. Horizontal panel. Bă, nu, white. Ăsta. A, vopsea. Ok. Ia, punem aici o cutie. Și facem decât încercăm. De asta iau decât o cutie să văd cum arată. Mă gândesc să fac aici undeva în spatele casei să nu se vadă urât. Dacă nu-mi iese, măcar să nu mă fac de râs. Ia să vedem. Arată bine. Dar asta e vopsea pentru pereți, nu pentru casă. Însă arată destul de bine, uite, îmi face textură, uite, vezi, mi-o îmbracă puțin. Arată bine. Să facem oare așa? Că lemnul ăsta nu știu cum să-l vopsesc, adică nu cred că există vreo vopsea pentru lemn, ia să vedem. Wood. All wooden bar, stool bar, chair,
Building fridge, nu am nicio vopsea pentru lemn. Doar obiecte de lemn, perestru și cam atât. Doar neapărat, dar casele astea cum arată? Că... Vopsea? A, casele astea își păstrează textura gen de blăniță. Ceea ce în cazul meu nu prea și-o păstrează. Totuși, n-am... Ia suntem. Wood paint. N-am, nu, o să facem așa, mi se pare că arată ok. Pe aici pot să fac acoperiș? Nu. Dar oricum se asortează cu acoperiș, ia uite. Ia zic, arată super așa. Mi arată și acasă de sărac. V-am zis, întinceri din spate. Vreau să vă cer să-mi spuneți părerea voastră. O viziune în boschetul ăsta. Vreau să-mi spuneți părerea voastră dacă merită să o fac așa. Asta e doar așa, doar un demo. Apoi să vă dați cu părerea și dacă vă place în episodul următor, o să o fac pe toată albă. Lăsați-mi neapărat la comentarii să știu dacă vă place sau nu. Bucata asta nu pot să o fac. Aba da. Am trebuie scară ca să fac acolo. Păi și n-am. Dacă pot să fac așa din săritură. Și nu ai dau banii pe scară. Chiar aș fi putut să iau o scară să fac. Bun, mai facem o singură... Dată. Bine, aș trebui să iau cutia de vopsea cu mine în spate, știu, nu săriți în cap, doar am probat, și îmi place să alerg de obicei. Îmi trebuie și eu puțin. Aici, hop, și aici. Eu zic că arată bine, mă. Dați-mi un comentariu, voi ce părere aveți, arată bine sau nu? Am făcut și aici. Arată foarte bine, hai să luăm totuși cutia de vopsea, o băgânați cutia în spate. N-are rău să o pun în casă, că n-a cum să miroase și urât și momentan, uite, pot să pun aici așa, să o apunt. Să mai dăm puțin. Dăm și partea asta. Păcat, măcar până la geam, să spun cum arată. Ok. Asupra geamului. Bă, se îmbină superb, mie îmi place cum arată. Se îmbină chiar superb, uite și tu. Mie îmi place cum arată, nu știu, vă place sau nu. O facem așa sau nu o facem. Dați-vă cu părerea, lăsați-mi un comentariu și vreau neapărat să-mi spuneți dacă vă place cu albul acela sau nu. Dacă până data viitoare nu uitați de un subscribe dacă încă n-ați făcut-o, un like, activați clopoțelul, Instagram și Discord în descriere și nu uitați că cele mai ieftine jocuri le puteți lua de pe eneba.com, aveți linkurile în descriere. Chiar dacă nu vreți să cumpărați, mă ajută foarte mult dacă ați dat și voi un click. Un click pe fiecare link din descriere mă ajută extraordinar de mult. Dacă vreți să vă cumpărați și un joc, aveți codul DADU3, primiți o reducere de 3% și cam atât. Bine, mai aveți și un link pe care dacă dați click pe ultimul link din descriere, primiți un euro bonus. Dar ca să vă activeze acel euro, trebuie să aveți o comandă de minim 6 euro. Până data viitoare, salutare!